Închisoare cu executare pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale, în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis. La data de 13 iulie a intrat în vigoare legea 213 din 2023 pentru completarea articolului 91 din legea 286 din 2009 privind codul penal. Potrivit noii reglementări, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident de circulație, care a avut ca rezultat uciderea uneia sau a mai multor persoane. Iar persoana care a provocat accidentul se afla într-una dintre următoarele situații. Nu deținea permis de conducere. Deținea un permis de conducere necorespunzător categoriei din care făcea parte vehiculul respectiv. Ori permisul i-a fost retras sau anulat, ori exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, sau nu avea dreptul de a conduce autovehicule. A condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, având o imbibație alcoolică de peste 0,80 de grame pe litru alcool pur în sânge. A condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența substanțelor psihoactive.